urgențe? Câte persoane au fost aduse la camera de urgență și în ce stare le-ați primit? Au fost aduse 9 persoane, 9 victime, dintre care 2 în stare gravă, dintre care 1 este în stare foarte gravă. Urmează acum să fie evaluați și tomografic pentru a vedea gravitatea leziunilor interne, cele care nu pot fi depistate la examenul clinic primar. Mai este o fractură cu o persoană cu o fractură de bazin, restul sunt fără fracturi, doar cu contuzii minore și care nu ridică nicio problemă. Am văzut că și personalul medical din tura de noapte a fost reținut. Eu fac parte din personalul din tura de noapte, asta e procedura, când sunt victime multiple, suntem chemați tura dinainte care urmează să intre, ca să întărim personalul existent și să eliberează cel din tura anterioară când se termină toată problema. Numele dumneavoastră, vă rog? Dr. Fotoica Gheorghe. Din primele cercetări, cum este că s-a produs accidentul? Accidentul s-a produs pe raza orașului Miloveni, pe fondul vitezei excesive, conducătorul unui autovehicul care circula dinspre Pitești, marca Skoda, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un autoturism marca Volkswagen Transporter. În urma accidentului a rezultat decesul a 2 persoane din autoturismul marca Skoda și 10 răniți care au fost conduși la Spitalul Județean pentru investigații. Gradul meu și prenume. Comisar Șeba de Marian, șef serviciului rutier Argeș.